Și atunci, în marea cultură, toate se îngemânează. Toate au sensul lor. De aceea, Eminescu este într-o logodnă continuă cu marea cultura lumii și prin aceasta mă face pe mine românul Daniel Ionașcu, dacă vrei să fiu foarte mândru, cam cultura mea. Da. Nu sunt în lume solitar, nu sunt în lume fără cultură, nu sunt pierdut pe acolo. Oricând pot să stau lângă oricine, pentru că ceea ce am este suficient. Este singurul, este argument suficient pentru ca să negociez cu oricine din lumea aceasta, orice vrea el. Și o să spun, am și eu. Dacă